Peste 1000 de credincioși au participat duminică 18 iunie la hramul catedralei orașului Gura Humorului. Locașul de închinăciune este închinat nașterii Maicii Domnului și Duminicii Sfinților Români. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de un sobor mare de preoți. Sfinția sa a fost întâmpinat în fața locașului de închinăciune de soborul slujitorilor. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, ierarhul a citit o rugăciune de dezlegare. Mulți dintre bucovinenii prezenți la acest moment de sărbătoare au venit la slujbă îmbrăcați în portul popular. Alături de aceștia au mai fost prezente starețele de la mănăstirile Moldovița, Voroneț și Slatina. După citirea Sfintei Evanghelii, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul a ținut un cuvânt în care a făcut referire la chemarea sfințeniei. În cadrul slujbei, ierarhul a săvârșit hirotonia într-un ieromonah a ierodiaconului Petru pe seama mănăstirii Sfânta Cruce Ciocănești. La momentul împărtășirii, numeroși credincioși de toate vârstele au primit trupul și sângele Mântuitorului Hristos. A urmat slujba parastasului pentru ctitorii locașului de închinăciune, iar la ieșirea din catedrală, toți cei prezenți au primit câte un pachet cu alimente. Părintele paroh Mircea Nuțu a mulțumit preasfințitului sale și preoților pentru că au slujit cu prilejul sărbătorii Sfinților Români. Programul liturgic s-a încheiat cu un trisaghion la mormântul preotului Vasile Nuțu, mutat la cele veșnice în luna octombrie a anului 2013. Piatra de temelie a catedralei din Gura Humorului a fost pusă pe 23 octombrie 1994 de vrednicul de pomenire arhiepiscop Pimen, iar în anul 1995 au început lucrările. Slujba Sfințirii Bisericii a fost săvârșită pe 21 august 2011 de către preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Cu acest prilej, preafericitul părinte patriarh Daniel a acordat al doilea hram catedralei, soborul Sfinților Români. Ne aducem aminte că suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru că a lucrat în chip minunat în acest pământ pe care noi numim astăzi România. Suntem binecuvântați de Dumnezeu pentru că strămoșii noștri au primit vestea cea bună. Au primit vestea cea bună chiar de la un apostol. Care este acest apostol care a venit aici și l-a propovădit pe Mântuitorul Iisus Hristos, cum am spune noi astăzi, de la sursă? Cel care l-a văzut pe Dumnezeu, cel care l-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos, unul dintre acești 12 apostoli care a fost martor al minunilor lui Dumnezeu, al minunilor Mântuitorului Hristos, al cuvintelor sale, al învățăturii sale, a venit și aici, în pământul nostru, Dobrogean, și acesta este Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat. Despre chemarea acestui apostol Andrei ne-a vorbit și Sfânta Evanghelie de astăzi. Andrei era fratele lui Petru, după ei au fost chemați și Ioan și Iacov. Ei aruncau mrejele și Domnul a venit și a spus, veniți după mine. Și au lăsat toate și au urmat pe Dumnezeu. Într-un fel, Domnul Hristos, prin acești bineplăcuți ai Lui, Apostolul Andrei, Apostolul Filip, din urmașii lor, a aruncat mreaja și în pământul acesta românesc. Sfințenia nu are granițe. Sfinții toți sunt ai lui Dumnezeu și sfinții toți sunt ai noștri. Îi iubim și cinstim astăzi pe sfinții români și cinstim în același timp pe toți sfinții, pentru că într-o rugăciune din slujba sfinților români, astăzi prăznuiți, se zice în felul următor, bucurați-vă, toate cetele sfinților români, dinpreună cu toți sfinții care sunteți podoaba cea mai aleasă a bisericii celei una drept măritoare. Când îl cinstesc eu pe Sfântul Voievod Ștefan, îl cinstesc împreună cu toți sfinții împărați din toată lumea.
Noi toți suntem chemați la sfințenie. Dumnezeu nu are un număr limitat de sfinți și când s-a umplut numărul, spune de acum nu mai poți să acord sfințenie. Dumnezeu vrea să ne împărtășim din sfințenia Lui, noi toți. Fiți sfinți, a spus Domnul Hristos. Fiți sfinți, precum Tatăl vostru cel din ceruri, sfânt este. Și la sfârșitul Sfinței și Dumnezeieștii liturghii, noi vom spune, vorbim cu Dumnezeu și spunem că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă Ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, zicem. Dumnezeu este sfințirea noastră și lucrarea lui Dumnezeu în biserica Lui cea sfântă este să ne sfințească. Să ne sfințească viețile noastre, să ne sfințească casele noastre, locurile unde ne desfășurăm activitățile, pământurile noastre. Dar mai întâi și mai întâi, cum am spus, noi suntem cei pe care Dumnezeu vrea să ne sfințească. Nu-i suficient dacă aducem la biserică plinoase să le sfințească. Nu-i suficient dacă venim de Paști cu plidul, cu coșul, cu mâncare, ca să fie sfințite și să ducem acasă și să gustăm din hrana cea binecuvântată și sfințită. Dumnezeu pe noi vrea să ne sfințească. Și lucrarea bisericii aceasta este să nască sfinți până la sfârșitul veacului. Damaschin Dorneanu, episcopul vical, arhiepiscopul Iosif și reducțelor, preacuvioși părinți stareți, preacuvioși părinți, preacucernici părinți, preacuvioase maici, frați creștini. Mă gândeam ce cuvinte am putea folosi să conturăm frumusețea acestei zile sfinte și binecuvântate, încărcate de lumină și har dumnezeiesc, prilejuite de frumoasele zile ce înconjură sărbătoarea închinată Sfinților Români, descrise în cuvinte alese de preasfințitul Părinte Episcop Damaschin în cuvântul ziditor de suflet pe care l-am părtășit. Decât cuvintele rostite de Sfântul Apostol Petru pe muntele Tabor, Doamne, cât de bine este nouă să fim aici, unde este pace duhovnicească, unde este apa cea vie, unde este pâinea cea cerească, unde simțim comunia cu Maica Domnului și cu Sfinții și cu toți cei plecați dintre noi ce formează acum biserica biruitoare ce sălășuiesc în cer. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mare dar pe care ne l-a dat astăzi să-L simțim lucrător în sufletele noastre prin taina Sfintei Liturghii oficiată cu acest duc de pace, de smerenie, de blândețe și iubire părintească pe care preasfințitul a împărtășit-o preoților și dumneavoastră tuturora. De aceea, în numele dumneavoastră, mulțumim preasfinției sale pentru că a dovedit încă o dată sentimentul acesta de iubire părintească ce împărtășește fiilor duhovnicești pe unde poposește și nouă ce l-am simțit din plin de la început când a pășit pe urmele în apra Sfințitului Părinte Arhiepiscop Pimen, vrednicul de pomenire și a săvârșit aici în catedrală atâtea slujbe folositoare și zitoare de suflet. Totodată mulțumesc în apra Sfințitului Părinte Carinic, Arhiepiscop Cejei Rădăuților, pentru faptul că a dat binecuvântarea ca astăzi preasfințitul să fie mijlocul nostru înconjurat de alesul sobor de preoți. Vă transmit gând de binecuvântare și de prețuire și de încurajare din partea noastră a Sfințitului Părinte Arhiepiscop Carinic.
să ne dea Dumnezeu ca postul acesta la jumătate, fi noi acum aproape de jumătate, să-l trecem cu pace, un post ușor și să fie binecuvântarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel peste noi. Cei care, începând cu ziua de mâine și apoi de-a lungul mai multor săptămâni, sunt în examene, să le dăruiască Dumnezeu înțelepciune și putere, au fost înălțate astăzi câteva rugăciuni de binecuvântare pentru cei care sunt în examene,